Bună dimineața! E luni și pentru că e luni, vom începe cu dreptul. Și vom începe având alături de noi pe doamna lector universitar dr. Mirela Stanca, cadru didactic universitar la Facultatea de Drept și Administrație Publică din București, a Universității Spiru Haret, și totodată un avocat bine specializat în zona de civil și zona de comercial. Vă mulțumim că ați acceptat o nouă invitație alături de noi, doamna profesor. Bună dimineața și mulțumesc pentru această invitație. Astăzi vom discuta despre un lucru destul de controversat sau destul de dificil, cu importanță iarăși destul de mare în zona practică, pentru că am stabilit că vom discuta despre răspunderea pentru lucrările executate. Vorbim despre răspunderea constructorului, a antreprenorului, despre ce se întâmplă atunci când lucrurile nu sunt făcute chiar foarte bine, să spunem așa. Haideți să stabilim în primul rând care sunt actele normative care reglementează această răspundere a constructorului. Răspunderea constructorului m-am gândit și ne-am gândit împreună că ar fi un subiect de interes impact atât pentru persoane obișnuite, fizice. Persoane obișnuite care își execută o lucrare, o extindere sau își construiesc o casă sau execută orice fel de lucrări, pentru că contractul, reglementarea contractului de antrepriză acoperă o serie largă de lucrări care pot fi executate de către antreprenor pe riscul său în schimbul unui preț. Este definiția generală pe care o dă codul civil, contractului de antrepriză, iar în cadrul contractului de antrepriză, codul civil reglementează separat antrepriza lucrărilor de construcție, pe care le definește ca acele lucrări pentru care este necesară o autorizare de construire. Așadar, vorbesc de antrepriză obișnuită atunci când nu vreau să-mi zugrăvesc în casă sau vreau să fac, execut niște lucrări orice obișnuite. Orice lucrare sau serviciu. Când e ceva un pic mai mult decât atât, când am nevoie de autorizare de construcție, o autorizare specială eliberată de organele competente, primărie și așa mai departe, atunci putem să intrăm în domeniul celălalt specific, în domeniul antreprizei în construcție. Este necesară această diferenție, pentru că construcțiile trebuie să răspundă unor cerințe de interes general, atât în ceea ce privește calitatea în construcții, cât și ceea ce privește autorizarea, cât și ceea ce privește în ceea ce privește regulile de urbanism. În domeniul executării de construcții avem mai multe reglementări, în timp ce în domeniul contractelor de antrepriză, care nu se referă la construcții, exact exemplele pe care le-ați dat, montarea unui parchet sau într-o locuință sau orice alt tip de lucrări sau servicii pe care antreprenorul le dezvoltă pe riscul său. Principala reglementare a contractului de antrepriză se regăsește în codul civil intrat în vigoare în octombrie 2011, care aduce o serie de noutăți și precizări, incorporând tot ceea ce literatura de specialitate și practica instanțelor au găsit ca soluții exact în absența unei reglementări anterioare. La acesta se adaugă legea privind autorizarea lucrărilor de construcții, legea privind calitatea în construcții, normele metodologice ale legii privind autorizarea lucrărilor de construire și hotărârea de guvern privind care aprobă reglementările privind recepția la terminarea lucrărilor.
Haideți să vedem pentru ce răspunde constructorul. Am văzut care e temeiul legal, dar haideți să vedem și pentru ce și răspunde. Pentru ca să știm pentru ce îl luăm la întrebări atunci când lucrurile nu sunt ok. Orice persoană răspunde pentru modul în care își îndeplinește obligațiile stabilite de lege sau de contract. Avem, în cazul constructorului, avem o serie de obligații stabilite în mod imperativ în codul civil, ca obligații ale antreprenorului, în legea privind calitatea pentru cont de construcții și în alte, reglementări. Constructorul răspunde față de beneficiar și față de alte părți cu care contractează pentru a are responsabilitatea de a preda la timpul agreat construcția având calitățile și specificațiile agreate. Întrucât contractul de antrepriză presupune executarea de lucrări pe riscul antreprenorului, al constructorului, în cazul în care construcția piere din orice cauză anterior, chiar din orice cauză, dar din anterior predării acestuia, constructorul nu este îndreptățit la plata, lucrării, chiar dacă aceasta era în proporție de 95%. De 99% până într-o final, sau chiar 100% atât timp când nu fusese predată și trebuie să o refacă. Deci principalul lucru pe care trebuie să-l ținem, de care trebuie să ținem fond, faptul că riscul pieirii bunului atâta timp cât el nu a fost predat, deci nu există acel moment al predării, nu a fost transmis mai departe, riscul rămâne la antreprenor până la momentul finalizării, nu finalizării, mai mult decât atât, până predării efective a lucrării, exact. Când se transferă riscul este către practic o aplicare a principiului general de drept, riscul este suportat de către debitorul obligației imposibil de executat, iar principala obligație a antreprenorului este să predea lucrarea, în condițiile în care a fost agreat. De asemenea, având în vedere faptul că în lipsă de stipulație contrară în contractul de antrepriză, antreprenorul, constructorul edifică lucrarea cu propriile sale materiale și propriile sale resurse, antreprenorul răspunde pentru calitatea materialelor acestora utilizate. Nu i-a impus nimeni. Răspunde din două puncte de vedere. În domeniul construcțiilor trebuie respectate anumite standarde cu privire la materialele folosite. Există reglementări tehnice privind calitatea materialelor utilizate în construcții, pentru că vicii ale materialelor pot conduce la dermarea edificiului și poate pune în pericol vieții umane, deci este un interes protejat un interes general protejat care pe lângă cel al beneficiarului lucrării, care este un interes individual. Constructorul poate să angajeze subantreprenori, deci cel puțin în lucrările complexe aceasta este regula. Antreprenorul general utilizează subcontractori sau subantreprenori care fac diverse bucățele, să bucăți, spunem așa. Da, bucăți pe specialități. Antreprenorul, constructorul, antreprenorul răspunde pentru față de beneficiar pentru lucrările sub antreprenorilor săi. Deci cel care a contractat va răspunde și pentru ceea ce nu a executat, dar a subcontractat Se poate întoarce beneficiarul sau poate beneficiarul să meargă și către subcontractori? Beneficiarul nu poate să meargă către subcontractori, în timp ce subcontractorii pot merge împotriva beneficiarului, deși nu există relații contractuale directe care să permită
care să stabilească obligații ale beneficiarului față de subantreprenori, codul civil instituie o acțiune directă pe care subantreprenorii o pot intenta beneficiarului pentru a recupera sumele care nu au fost plătite de către antreprenor subantreprenorilor, cu precizarea că este limitată la suma pe care beneficiarul o are la rândul lui de dat antreprenorului general. Deci răspundă pentru predarea lucrării în forma în care a fost contractată, răspundă pentru calitatea materialelor folosite, răspundă pentru orice fapt asupra subantreprenorilor săi, lucrarea desfășurându-se pe riscul său orice deficiență. Orice accident care ar produce pagube terților pe parcursul edificării, construirii, angajează răspunderea antreprenorului, cel care a contractat lucrarea. Antreprenorul răspunde însă și după ce predă lucrarea. Pentru? Și răspunde pentru viciile. Deci aici avem o reglementare, iar reglementarea românească are niște prevederi imperative care este bine să fie cunoscute și luate în considerare de către constructorii străini care vin și execută proiecte de anvergură în domeniul în construcțiilor, care apelează la contracte tip FIDIC, dar legea contractului este legea română, în special în cazul în care beneficiarul construcției este o autoritate, o contractantă care gestionează fonduri publice. De ce spun, este faptul că, conform legii române, în mod imperativ, constructorul răspunde pentru 10 ani pentru viciile ascunse ale lucrărilor de construcție. În timp ce contractele tip FIDIC nu fac diferența pe care o face legea română între vicii aparente, cele care pot fi identificate ușor, și vicii ascunse. Pentru viciile aparente, la predarea lucrării se încheie un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, atunci când este vorba de lucrări de construcții. Încheierea acestui proces verbal este obligatorie, prin care beneficiarul, investitorul, preia lucrarea respectivă, automat riscul și riscul pieirii bunului se transferă din acel moment, însă rămâne, și de la acel moment curg termenele de garanție. Termenele de garanție sunt cele prevăzute în contracte, deci părțile fiind în dreptul privat există libertatea contractuală, iar părțile sunt libere să agreze o garanție. De regulă, termenele de garanție, termenele de garanție diferă de la, în funcție tipul de specific tipul de construcții și de lucrări. Și încep să curgă termenele de garanție. La expirarea termenului de garanție se încheie recepția finală. La recepția, la terminarea lucrărilor, în cadrul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, părțile pot să aibă obiecțiuni sau să stabilească lucruri care urmează să fie remediate de către constructor în timp. Acestea sunt acele vicii aparente care au putut fi constatate. Identificate și constatate. Pentru viciile ascunse, răspunderea însă este mai îndelungată, iar răspunderea constructorului pentru structura edificiului este pentru toată viața
clădirii respective, construcției deci, respective. Deci, constructorul are o în cazul construcției are o răspundere destul de întinsă comparativ cu părțile din altă contractă reglementată de codul civil. Această răspundere nu este reglementată de codul civil, ci de legea specială, iar întinderea ei este justificată de interesul protejării integrității vieții, sănătății și bunurilor, bunurilor altor persoane. Există și cazuri în care constructorul își poate se poate invoca exonerări de răspundere. Asta vreau să te întreb. Există situații în care constructorul nu răspunde? Da, există situații în care constructorul nu răspunde dacă, de exemplu, nu răspunde pentru materiale, dacă dovedește că acestea au fost impuse de către beneficiar, sau nu răspunde în anumite situații, în cazul în care beneficiarul a cerut o anumită lucrare dincolo de sfatul. Cu toate acestea, legea prevede că atunci când constructorul, antreprenorul realizează faptul că cerințele beneficiarului cu privire la modul de executare a unei lucrări care sunt obligatorii pentru constructor, pot conduce la o construcție care să pună în pericol viața oamenilor, el are, conform codului civil, obligația să solicite rezilierea contractului de antrepriză și să nu execute. Se poate scuza, acele, mi-ai cerut acest acele lucru, lucrări, responsabilitatea, da, responsabilitatea. Bineînțeles că exonerarea, ca să opereze un caz de exonerare de răspundere atunci când, de exemplu, este vorba de executarea unei lucrări și e o greșeală de proiectare sau e o greșeală, este constructorul, sau... da, constructorul este exonerat de răspundere dacă notifică beneficiarului existența acestor erori. Responsabil urmând a fi cel și care a făcut proiectarea exact. Sau arhitectul care a făcut și a gândit. De asemenea, proiectantul, specialistul de lucrări, în lucrările de construcții există, sunt specialiști care și bun, verificatorul de proiect, răspunderea este în solid, poate fi considerată în solidar în momentul în care, de exemplu, este vorba de un viciu care se datorează unor factori concurenți. Legea stabilește în mod clar, atât legea privind calitatea în construcții, cât și o parte și în codul civil, stabilește foarte clar care sunt obligațiile proiectantului, care sunt obligațiile executantului. Legislația românească nu utilizează o terminologie unitară. Codul civil se referă la antreprenor, pornind de la reglementarea generală și tradițională a contractului de antrepriză, în timp ce legea privind calitatea în construcții se referă la executant. Executant este cel care execută lucrările. Noi trebuie lucrările să le privim ca un întreg și același cel care mărie execută, cu altă pălărie. Da, exact. Antreprenorul sau constructorul este cel care dezvoltă. Bun, prescripția dreptului la acțiune pentru viciile aparente, deci termenul în care beneficiarul poate să invoce aceste... să angajeze răspunderea pentru viciile aparente, începe să curgă de la momentul predării, de la predări. Pentru viciile ascunse, tot din momentul respectiv, numai că este o perioadă mai lungă. Chiar dacă există predare, antreprenorul rămâne responsabil pentru tot ce a fost în urmă și a fost obligația lui să facă până la data predării.
strâns legat de această răspundere, ne interesează poate mai mult care sunt modalitățile prin care un beneficiar al unor lucrări de construcții se poate proteja, pentru că este clar că dacă legea reglementează destul de strict răspunderea constructorului, orice persoană care contractează lucrări de construire trebuie să fie atentă cum să procedeze. Este destul de tardiv ca odată lucrările executate și poate mare parte din preț plătit să descoperi niște vicii ascunse în cadrul termenului general de prescripție de 3 ani și să invoc răspunderea constructorului care trebuie acționat în judecată, poate avea fonduri, dar suport riscul insolvabilității. Și atunci, în cadrul contractelor de construire, la proiectele mari, situația e clară, se fac rețineri, este garanția de bună execuție. O practică care este recomandată și construcțiilor mai mici, executată de către persoane fizice care își mai adaugă poate două camere casei în care locuiesc. Este bine să rețină o parte din valoarea lucrărilor și să o achite abia, să rețină pe parcurs. De regulă, reținerile merg până la 10% din valoarea lucrărilor. La recepția, la terminarea lucrărilor, se restituie o parte, iar după ce expiră termenul de garanție agreat de părți prin contract, se restituie diferența. Mulțumesc mult de tot, Mirela. Nu mai avem timp pentru restul discuțiilor referitoare la răspundere, pentru că urmează rubrica Dicționar Juridic, să o vedem împreună. O convenție de portefort vom avea astăzi, sau despre ea vom discuta astăzi la Dicționarul Juridic, o denumire ciudată, dar pentru un lucru relativ banal. Este o convenție prin care promitentul se obligă față de creditorul promisiunii să determine o terță persoană să ratifice contractul semnat de primele două în absența celei de-a treia. Așadar, promitentul promite fapta altuia și anume aceea, propria faptă, și anume aceea de a-l determina pe terț să ratifice un contract. Terța persoană însă va deveni parte contractuală sau parte contractantă numai prin propria sa voință, numai în cazul în care urmează sau ratifică, acceptă acel contract care a fost semnat în absența lui. Așadar, un nume pompos pentru un lucru foarte simplu și destul de utilizat, în special în zona comercială, să spunem, mai mult decât în zona civilă, dar în zona aceasta este destul de folosită. În continuare, o să răspundem și la întrebarea zilei. Vă rog frumos rubrica. Tot în zona civilului ne aflăm și cu întrebarea zilei, în zona primă a civilului și tot pe o noutate sau pe o relativă noutate a legii din 2011. Întrebarea sună cam așa. Sunt mama unui copil minor, tatăl copilului a decedat, soacra mea, deci mama tatălui, dorește să participe la creșterea copilului impunându-mi anumite lucruri, vrând să ia locul tatălui și spunându-mi care acest drept și că urmează să solicite constituirea unui consiliu de familie. Ne întreabă telespectatoarea noastră dacă poate are soacra sa acest drept și ce este acest consiliu de familie. Folosim sau auzim destul de des expresia aceasta consiliu de familie, dar din punct de vedere al dreptului civil, aceasta este o instituție diferită sau total diferită de ceea ce știam ca fiind implementată de legea 217 pe 2003 privind combaterea și prevenirea violenței în familie. Consiliul de familie în accepțiunea codului civil este un organ sau este o instituție, un organ care monitorizează tutela
nu ocrotirea părintească, nu autoritatea părintească. Deci telespectatoarea noastră nu trebuie să-și facă niciun fel de griji. Soacra nu poate să intervină nici prin constituirea unui Consiliu de Familie, nici într-un alt mod, întrucât nu are acest drept. Consiliul de Familie fiind un mod de a monitoriza, de a supraveghea tutela, părintele chiar și singur atunci când își întreține și își ocrotește copilul, neputând fi supravegheat de nimeni altcineva. Eu vă mulțumesc, doamna profesor, pentru faptul că ați participat alături de mine la această emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă invit, dragi telespectatori, în partea a doua a emisiunii, după o scurtă pauză, să urmărim alte lucruri din pe care profesorul Jinică Drăgan ni le pune la dispoziție ca de fiecare dată cu atâta amabilitate. Deci după o scurtă pauză revenim. Bine ați venit, ați revenit în partea a doua a emisiunii. Alături de mine se află, așa cum v-am obișnuit, domnul profesor Jinică Drăgan. Și astăzi vom continua discuția pe care am început-o săptămâna trecută despre droguri, despre momentele sau momentul în care a început povestea drogurilor, ce înseamnă droguri, care e diferența dintre ele și stupefiante, când drogul e medicament, când drogul face bine, când drogul face rău. Am vorbit săptămâna trecută, am încercat să istorisim așa, să ne aducem aminte sau să vedem ce a însemnat în antichitate sau în perioada veche drogul în lume în special. Haideți să încercăm să vedem ce a însemnat în România drogul și când putem vorbi pentru prima oară despre efectele acestora drogurilor în România, domnule profesor. Deci vă mulțumesc pentru invitație și vreau să reiterez o idee de întâlnirea noastră trecută, spunând că toate culturile au cunoscut drogul și că atare nici civilizația românească nu putea să fie scutită. Să fie scutită de această care chestie. Care sunt drogurile specifice civilizației românești, domnule profesor? Avem suficiente droguri care le cunoaștem cu toții, sunt leacurile bunicii, sunt la îndemâna tuturor. Măsura trebuie să fie păstrată în consumul lor. Vreau să spun că studiile efectuate de către specialiști asupra ocupațiilor agricole și asupra activităților terapeutice medicale au relevat faptul că vechii daci foloseau o sumedenie de plante medicinale care au efecte pentru că ele conțin și alcaloizi, ce influențează atât sistemul nervos central al omului și de asemenea pot fi folosite în terapeutica individului. Și aici am câteva exemple. De exemplu, mătrăguna, atropa, beladore se denumea științifică și, dacă vreți, este și la Mircea Eliade deschis acest ritual datorită faptului că are o anumită maleficitate substanța respectivă, da. De teamă să nu se întâmple ceva, această plantă era smulsă din pământ cu coada unui câine. Și în locul smuls se punea un bănuț, puțin vin și sare ca să mulțumească pământului că a dat planta, a explozat planta respectivă. Avem, dacă vreți, lavanda pe care o știe toată lumea. Uh-huh. Avem cânipa pe care o știm cu toții, deși există o diferență între cannabis sativa, cânepa noastră, de cannabis indica, în ceea ce privește conținutul activ de tetrahidrocannabinoizi. Mult mai mic în a noastră mic. Și de aia o folosim noi la saci. La saci, mai degrabă decât la prizat. Da, dar nu merge la prizat, dar la fumat. La fumat. Dar în clipa în care există o vară secetoasă, conținutul ăsta de THC, de tetrahidrocannabinoid, crește și ne apropiem de cannabis indica. În Moldova se face o prăjitură, se numește julfă. Moldoveancă, dar n-am avut julfă, idee despre care are ca ingredient semințele de cânipă și sunt psihoactive. Tot o plantă pe care o cunoaște toată lumea este macul. Macul, celebrul mac. Da, dar nu e papavelul somniferul. Dar nu acela roșu, ci acela mov. Nu, e la fel, dar și alții, ca și cânepa, nu are aceeași conținut de opiu, dar se poate face un compot. Deci dacă iei mai o mare cantitate de semințe. Nu de semințe,
de plante, de... Inflorescența, floarea inflorescența, sau da, floare, da, exact. Întreaga plantă? Floarea, numai acele bace, acele... Da, așa. Da, locul unde sunt semințele. Acolo, la ăsta, papaver somnifer, ăsta, adevărat, macul cer somnifer, care, opiaceu care dă opiul, se face o scarifiere, începe să iasă un suc lăptos. Ăla este opiul, care în contact cu aerul se brunifică. Pentru că macul nostru nu are, papaverul roioasă, nu are aceeași... Cantitate, că așa, bă, alb iesă și de acolo, se garantat. Pune, se pune într-un cazan, într-o oală mai mare, o grămadă mai consistentă, serioasă, de așa, se fierbe 2-3 zile și poate să apară un opiu pe care îl știe. Dacă vă aduceți aminte sau ați citit, la sate, poate și acum, se dă copilul când le lăsă dinții, le se dă un ceai pe bază de... de mac, ca să îi linișească durerile, da. E o chestie, e un leac bătrânesc. E pihlimbarul că ajută la da. Durere, dar de dinți, dar macul n-am... Daci, dacă mergem iar înapoi la Mircea Eliade, se numeau Daos. Daos înseamnă lupi. Singurii care au putut să învingă pe daci au fost alți lupi. Romane, care erau Romulo și Remus și Reu, fiii lui Poaice, da, al Tazei lui Poaica, al Rea Silvia. Și iată o chestie. Și tot Mircea Eliade spune, dar sunt și documente contemporane ale romanilor și a daciilor la vremea respectivă, îmi spune că în rândul armatei dacei era un escadron al morții. Acest escadron al morții, de care, despre care a flutura acel steag pe care îl știm noi cu capul de lup și cu așa, aceștia erau drogați. Și ei erau cei mai periculoși luptători și toți... Tocmai pentru că erau sub influența drogurilor, substanțelor. Cu ajutorul cărea încerca să-și dea curaj și în același timp să înspăimânte pe... Ce droguri foloseau daci atunci? Mătrăguna. Sunt... Mătrăguna nu este o otrăvitoare sau cel puțin într-o cantitate mare? Da, da. Nu... Se opinează și pentru amaneta muscarea, ciuperca, moartea muștelor sau părerea șarpului, acea da, ciupercă cu... roșu cu da. Puncte albe. Să știți că această amaneta muscare este cunoscută în toată lumea, și la șamanii siberieni, și în America, Mezoamerica și în America de Sud, datorită conținutului său. Dar această mătrăgună conține Hyoscyamus niger. E o substanță foarte puternică ce atacă psihicul și atunci nu mai ți-e teamă de moarte, nu mai ți-e teamă de absolut nimic și te duci înainte la... Cu mătrăguna. Da. Ce aș putea să vă mai spun despre chestia asta? Asta este în vremea aceea îndepărtată, da? A dacilor. A dacilor. Mai încoace? Dar de la magie așa s-a ajuns la religii, pentru că asta este calea. Deci la magie s-a ajuns la religie. Și aici am notat eu cât am putut și Tocilescu și Xenopol și Nicolae Densușanu și Vasile Părfan și Nicolae Iorga și Costantin Taicoviciu, cei mari istorici mari, așa, ai toți au făcut referire la faptul că drogurile au fost cunoscute de către români și că este o teză falsă faptul că noi suntem un popor pur, că nu avem înclinații bahice, că nu avem... Ei, doamne, Burebista a dispus la sfatul lui scoaterea viilor pentru ceea ce știau ele să facă sau vin să facă printre locuitori. Și atunci, unul dintre marii noștri zei, avem pe Zalmoxis. Da? Zalmoxis, cel care cu învierea și așa mai departe, introduce cu gândul la Demeter, că dispariția la 6 luni, el apare la 3 ani de zile, el a fost sclavul lui Pitagoras. Pitagoras a fost un mare inițiat al antichității, care și-a făcut ucenicia ca și Zalmoxis la egipteni, cei care erau bun cunoscători ai drogurilor, și acest ritual al lui Zalmoxis ne arată că strămoșii noștri nu erau străini de proiectele respective. Chiar și acea chestie, să arunci un tânăr în suliță ca să ajungă așa, asta înseamnă că unii cercetători spun că era deja înainte drogat ca să accepte cu seninătate moartea acesta cumplită, cum făceau iar la mii de kilometri, făceau astecii când smulgeau inimile prizonerilor și le aruncau picioarele zeilor din templele respective, care foloseau și drogurile respective. Herodot, marele istoric al antichității, spune că sciții, cea mai mare și așa, din care se trag și geții, cei mai viteji așa, foloseau sămânțele de cânipă,
aruncându-le pe pietre încinse și inhalau fumul acela, vapoare aceea îmbătători, se numeau capnobatai. Asta înseamnă în traducerea pe care o zice Mircea Eliade, cei care umblau prin fum. Și această alegație ne trimite iar la iar ideea de consum, și de efect al Și o practică curentă, dacă un călător, cum este Herodotos, a reușit... A descoperit acest lucru între... Da, și a ținut să-l consemneze în istorie sale. Am putea să mergem și mai departe și să vorbim despre Evul Mediu. Asta vreau să vă întreb. După apariția creștinismului pe tărâmurile noastre, aceste practici barbare sau aceste practici s-au perpetuat? Mai acum vorbim să, de loc în perioada respectivă? Acum să mai vă zic o teorie. Eu nu sunt eretic, sunt credincios. Ziceți că, vă zic eu așa, există o carte foarte importantă care nu s-a tradus în limba română și nu știu cine s-a tradus. Este scrisă de un cercetător englez, John Allegro, care a făcut parte din echipa aceea de cercetători care a studiat manuscrisele de la Marea Moartă. Și are niște chestii colosal de interesante. Este o carte tradusă în aproape toate limbile lumii, apoi cam în 53 sau 54. Și se intitulează cartea Sfânta Ciupercă și Crucea. Sfânta Ciupercă este amaneta muscare, părerea șarpe de care spuneam, care am vorbit, așa, o ciupercă, cunoscută de toate civilizațiile lumii. Și spune că secta aceea esenienilor, de care zice că face parte chiar și Iisus Hristos, adoră această ciupercă și că Iisus Hristos înseamnă, de fapt, unsul. Unsul, cel care cunoștea chestia asta. Tehnica aceasta era inițiată prin consumul amanetei muscare la anumite practici pe care nu le relevă și, de asemenea, Euharistia, această împărtășire și anafora, asta înseamnă când zice că mănânci din trupul Domnului. Este teoria lui John Allegro, o teorie foarte interesantă, care nu a fost combătută de nicio biserică. N-a fost combătută? Nu. E o tăcere extraordinară. Eu am scris despre cartea aceasta acum vreo 10 ani de zile în revista Tomis, cam vreo 5-6 numere și am așteptat să se întâmple o reacție. Chiar am și trimis-o unei și n-am observat nicio reacție. Nimeni nicio reacție. Nicio reacție. N-am, nu stăm să investigăm de ce. Nu, dar nu ne interesează. Nu ne interesează. Ajungem în Evul Mediu românesc. Da. Ajungem în Evul Mediu și un ev mediu care este foarte aproape de droguri, întrucât drogurile circulau în Balcan, în Grecia, în Constantinopol, în Egipt și așa mai departe. Și ca tare era imposibil ca aceste opium să nu... Ajungă și în zona Carpato-Danubiano-Pontică. Da. Avem foarte multe documente care atestă sosirea în România unor medici. Și din Occident și din Orient, care au adus leacuri, au adus teorii noi și așa mai departe. Una din leacurile acelea foarte importante era teriaca, pentru că în perioada Evului Mediu toată lumea se temea de otravă. Și teriaca era un amestec de opiu, de carne de șopârlă și mai multe ingrediente și toate marile case domnitoare și toți avuții își cumpărau teriaca. Ca antidot. Ca antidot, da, asta este teriaca. Și s-au găsit și câteva... capace de cutii foarte interesante care atestă prezența pe teritoriul nostru, deci a opiului și a ingredientelor respective. Avem aici și cred că o să găsesc aici niște liste de spițeri, așa se numeau farmaciștii așa. Da, multă vreme sau spițeri, da? Spițeri. Așa, în farmacia cărora existau substanțe astea, prin care și opiul respectiv. Și avem și niște edicte, sau cum se numea atunci, pravile domnești, care interziceau acestor spițe să vândă anumite cantități sau anumite substanțe la anumite categorii de persoane. Deci existau interdicții de utilizare și folosire inclusiv în perioada respectivă? Da. Să nu dea la femeile care voiau să avorteze, să nu dea la oamenii bolnavi cu capul și așa mai departe. Tocmai din cauza asta. Știți ce rău îmi pare de cartea aceasta? Că am scos-o prea devreme. Am scos-o în 1996, când nu se... Știa sau nu exista această deschidere spre... această deschidere, această amploare pe care a luat-o fenomenul.
Ce vă oprește să o reeditați? Că sunt convins că între timp au apărut o groază de alte informații pe care ați putea să le inserați și ați putea să folosiți sau să folosim aceste cunoștințe pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat și cum au evoluat. Da. Eu lucrez de aia. Dacă timpul nu-mi permite, încerc să o aduc la zi. Dar vreau să relefez aici pe figura unui domnitor moldovean, Constantin Cehan Racoviță, despre care îi spune cronicare, că era atât de strajnic că mânca dimineața afion și la vreme de chindii bea pelin cu ulciorul. Afionul este denumirea turcească pentru opiu. Sunt documente care nu pot să fie negate. Că era clar că și în perioada și în țara noastră s-au folosit într-o anumită perioadă de timp. Da, obligatoriu. Dacă documentele atestă chestia asta, nu se pot trece cu vederea. Și zice, acest vodă Cehan Racoviță ajunge să bea, ca să-și nece durere după ce a murit soția sa, sultana, la naștere, câte 50-60 de păhărele de rachiu de melisă, care era un amestec de opiu și de melisă, melișorul dulce. Și că va sfârși bolnav de ciroză și alcoolic. Și moare la februarie 1784. Deci, la vremea respectivă, drogurile nu era ceva... Nu erau ceva neîntâlnit sau neauzit neîntâlnit, da. sau ceva... Însă și în 1812... Presupun însă că nu puteau folosi decât anumite persoane, dat fiind greutatea de a se obține și în perioada respectivă a substanțelor. Așa este, da. Iar omul de rând nu avea accesul folosea... vreo plantă, vreo buruiană care creștea pe meleagurile românești, astea care le avem noi. Noastre și... Obișnuitele astea care v-am spus înainte. Bolundărița, așa era o chestie. În Andrea zicea bolundărița. Avem levănțica. Valeriana? Din care se scoate valeriana oficinalis, da? Sunt multe. Acum nu vin în minte, dacă vreți putem discuta despre ele foarte mult. Cu altă ocazie. Până la 1812, Maria Kalimachi, era soția lui Scarda Vodă Kalimachi, a comandat la Constantinopol, la Istanbulul respectiv, să-i trimeată lichior anodin. Și scrie așa, și frumoasă exprimarea. Arhon Spițare, trimite-ne și picături de lichior anodin. Și semnează Maria Kalimachi. Ce înseamnă acest lichior? Pe bază de opiu. Deci aceste plante opiacee erau folosite, sau, mă rog, substanțe. Și peste un an de zile îi scrie Saor Locmane, trimitem 3 dram de spirit de afion, că îți voi plăti. Afionul este opiu. Și tot Evul Mediu este plin de otrăviri. Avem chiar transport de opiu și omului priceput mânuitor de opiu de la București, la Constantinopol, că patriarhul Notaras a cerut sprijinul domnitorului nostru să-i trimite un mânuitor de astfel de leacuri și cu leacul respectiv. Aveam și specialiști, nu numai și ca administrator, da. E foarte plină de... Deci nu putem spune, ca să revin la ideea respectivă, că am fost ocolit de droguri. Deci în niciun caz în perioada Evului Mediu, nu e clar în antichitate, nici departe, așa. Nu, nici după mai departe. Aceea, după aceea, când s-a făcut deschiderea după 1848, după unirea de 1859, obținerea independenței, foarte mulți dintre tinerii de noi au plecat la studii în străinătate și au venit cu multe obiceiuri bune de acolo. Obiceiuri bune sau mai puțin bune de acolo, pentru că boema de peste tot identică cu cea de aici și a noastră de aici cu cea de peste tot și avem și mulți consumatori de opiu. Nu am aici la mine, am făcut acum o simplă cercetare în niște reviste ale epocii și am văzut că până însă și Alexandru Macedonski era mare consumator de opiu. Marele Alexandru Odobescu s-a sinucis, a încercat să se sinucidă și a doar reușit să se sinucidă din dragoste cu morfină, pe calea Dorobanțului, casa există și acum. Și exemple sunt numeroase, dacă vrem. De oameni foarte cunoscuți. Avem crime pasionale în hotelul Atene Palace, studente care s-au sinucis. Zerile verme sunt pline de cancanuri, de evenimente. De cancanuri, da. Care au avut la bază sau au avut printre componente și drogurile.
Da, de exemplu, tot așa, la întrebare, un articol din Ziar. Aurel Popescu, fostul de la medicină și morfinoman incurabil, a fost arestat ieri în urma comiterea numărăților furtul din capital. Numitul avea obicei să intre la câte un medic, după ce avea grijă să se asigure că nu este acasă, apoi spunând personalului de serviciu că avea să lase un bilețel doctorului. Intra în cabinet și sustrăgea. Deci, narcomanii, morfinomanii de data aceasta erau cunoscuți. Da, deja. Și aveau același obiceiuri ca, să spunem acum, copiii din vremurile de astăzi, copiii, mă refer la cei foarte mici, mă refer la adolescenții din vremurile noastre care ajung la etnobotanice, au trecut de la morfină la vă spunem data trecută despre etnobotanice. Sunt droguri exact acele substanțe care sunt supuse controlului juridic. În clipa în care merge alăzurea de el, nu mai este supus. Etnobotanică înseamnă sunt drogurile tradiționale ale poporului, al fiecărei țări care le cunoaște. Și aici sunt, iar le iau, mătrăguna, bolondărița, mandragora officinalis, valeriana, înseamnă o grămadă de droguri, care în anumite compoziții, într-un anumit amestec, dar anumite substanțe. Stări și anumite efecte. Dacă țineți minte, eu am și fumat mătase de porumb, când am puști. Mătase de porumb. Nu, n-aș mai fuma acum, dar aveam 13-14 ani când îi vedeam pe alții. Deci, ca să fumezi, se găsește orice. Dar în această privință este totul măsură. Deci, trecerea, să spunem așa, de la bine la rău în cazul drogurilor. Drog, până la urmă, ce exact înseamnă? Drog, plecând etimologic de la cuvântul englezesc, de la care înseamnă medicament. Medicament, da. Înseamnă pilulă, nu înseamnă ceva vindecător, ceva care îți face bine, nu ceva care îți face rău. Da. Dar modul și abuzul generează... Care determină anumite comportamente sociale. Asta vorbim de ce înseamnă drogurile... vechi. Ce înseamnă drogurile pământului, să spun așa. Asta sunt etnobotanice. Dar problema e că am evoluat. Problema e că am ajuns să sintetizăm chimic anumite lucruri. Da. Și atunci... Drogurile sunt de două sorginte. Avem drogurile naturale, care sunt din macopie, ceva din cannabis, din cocaier, și așa mai departe, sunt și altele. Și sunt droguri de sinteză, care se obțin mult mai repede, mult mai ușor. Se obțin în laboratoare clandestine prin cunoștințele pe care le are un chimist. Un chimist mediu. Un chimist mediu. Și deci da, nu ai nevoie de prea multe cunoștințe pentru doar disponibilitate. Da. Avem astfel de... sau am avut astfel de laboratoare în țară? Nu. De amploarea altora am avut. Am avut și plantații. Chiar și între cele două războiuri mondiale am avut plantații în Dobrogea de cannabis, plantații însemnate. Am avut de curând un prim laborator și are o încercare de sintetizare, dar ele sunt constant în zona nord-vestică a Europei, în Olanda, în Suedia, Belgia, acolo se fabrică. Și polonezii au început să facă. Iar noi suntem mai balcanici. Preferăm vinul. Vinul, da. Și suica. Heroina asta. Mai ales că pe aici trece un din segmentele rutei balcanice, care pleacă din Asia de sud-vest, trece prin Turcia de la noi și aici se ranifică spre nord sau către vest. Deci, n-am putea să spunem că România este o mare consumatoare. Nu. Deși a crescut consumul, dar mare consumatoare nu. Și nu suntem încă nici... În ce zonă de vârstă? Sau în ce zonă de preocupări? Deci agenția asta, națională a noastră antidrog, a făcut niște studii sociologice și vârsta, 17 până la 22-23 de ani, de zona teribilismului, vârsta teribilismului, care încearcă să guste, să facă cunoștință cu efectele drogului, asta e pentru adolescenți. Există și un alt segment de vârstă, până în 30-35 de ani, care preferă drogurile astea puternice, heroina. Acum noi suntem într-o etapă de reculc. După Revoluție, foarte mulți tineri au plecat în străinătate. Da, către un nou Eldorado și s-au scolit din punct de vedere infracțional și vin și fac atacuri, haldapuri, tâlhării și așa mai departe. Mai ales că nici pe acolo nu mai sunt lucrurile atât de roze. Exact. Și atunci vin și de asemenea au făcut cunoștință cu drogurile
Și a adus și obiceiul acesta aici și eu ne-am încercat să punem pe picioare și au reușit uneori să punem pe picioare rețele de trafic de droguri. Și de afară de asta, românii noștri sunt acum implicați și în întreaga lume în traficul de droguri internațional. Da, da. Tot din cauza sărăcii și a foamei. E scump să fii consumator de droguri? E. Toată lumea spune. Și atunci, cum își permite atât de mult? Păi de aici înseamnă tâlhăriile, furturile, spargerile în locuință, în șelăciune, ca să-și procure droguri. De asta elvețenii le dau metadonă, le dă seringi și noi am început să le dăm seringi. Există și în România această politică? Da. Tocmai ca să prevenim această epidemie de seringă. Deci preferăm să dăm ceva mai ușor, preferăm să dăm ceva care nu produce efecte în timp în sensul de stabilizare, de, da, de dependență. Tocmai pentru a evita... Adevărul este că imediat înainte de Revoluție, sau imediat după Revoluție, vreau să spun, în anii imediat de după, prin scările blocului vedeam multe seringi aruncate. N-am mai văzut aceste lucruri. Nu știu dacă motivul e montarea interfoanelor sau diminuarea consumului pe acest fel. Crescut. Dar, în schimb, și ce n-am mai observat eu ca om obișnuit, ca observator, să zic așa, un pic mai atent al lumii. N-am mai observat atât de multe discuții pe zona aceasta etnobotanicilor. Nu mai există sau s-a diminuat consumul, ori am ajuns să le ascundem foarte bine. Deci au fost două ordonanțe de urgență, pentru că guvernanții noștri au fost alarmați de amploarea pe care luați la un moment dat consumul acestui etnobotan. Deci erau buticuri la vedere, deci la partea blocului meu era așa ceva. Au pus sub control strict aceste substanțe și este infracțiune să vinzi. Dar internetul? Internetul e plin de chestiile astea și sunt locuri unde se întâlnesc, discute pe Facebook și asta înseamnă comunicare, asta înseamnă, cum spunem, democrație. Cu cât e mai largă democrația, cu atât e mai permisibil accesul către droguri. Trebuie să mai arătăm o dată manualele acestea pe care dumneavoastră le-ați scos. Trebuie să mai povestim o dată că ați avut și că probabil ar fi bine ca în orice liceu, ca în orice școală să existe în bibliotecă astfel de cărți, pentru ca copiii de la început să înțeleagă, prin poveste mai întâi, prin iepurică rică care trebuie ajutat să nu pățească, să nu aibă, da, deci prin cărțurile acestea prin care învățăm învățați pe copii că acest lucru este un lucru rău și că până într-un final orice abuz. Orice abuz este dăunător. Este dăunător. Acum eu vă mulțumesc pentru ziua de astăzi, dar sunt convinsă că vom mai discuta și altă dată despre aceste lucruri mai mult, mai în profunzime, dincolo de istoria și de parfumul epocilor. Acum a fost o introducere. Vechi. Exact. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Sunt convinsă că ei vor fi, că telespectatorii noștri vor fi interesați despre aceste discuții, pentru că implică foarte mult și fiecare avem un copil acasă pe care vrem să evităm să ajungă în situația în care ar ajunge consumând astfel de substanțe. E corect. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și, ca de obicei, vă aștept și luna următoare pentru a începe totul cu dreptul.